Hai să vedem, Codruț, o fi pe fir? Sau mai, cum se cheamă chestia aia pe care e pusă... Stativ. Nu, nu. Shaorma, nu. Antena de la shaorma. La ce? Pui carnea aia pe... Pe cum se cheamă? Nu e proțapul, e orizontal. E o suliță. Pui carnea pe băț. Codruț, bună dimineața! Ne auzi? Alo! Alo! Codruț, cum se cheamă chestia aia pe care se pune shaorma? Pe care se pune carnea. Sambal. Nu, serios, întreabă și tu acolo cum se cheamă, că termenul. Care e? Cum se numește... Frigăruia aia, așa, verticală. Pe care se pune carne. Da. Cum se numește? Țeapă. 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 Băi, m-a sunat, voi vreți țeapă sau vreți șaorma? M-a sunat ca să ce? Să nu ne... Nu vrem să luăm țeapă, vrem să luăm șaorma, să știi. Ai vrea tu, dacă vii aici, ți-e cea mai bună șaorma din București. Auzi, eu am o curiositate, Codruț. Da. Vreau să-l întreb pe băiatul ăla de acolo, de la shaorma, câte shaorme face pe o tură? Eu am curiositatea asta. Exact. Păi stai că am întrebat, m-am interesat înainte de a mă pune tu întrebarea, să deja știu, în jur de 700. Mamă, nu cred, tură. Hai mă, pe bune. Deci în jur de 700 de shaorme făcute de un singur băiat, pentru că sunt 3 și asta înseamnă de 7 ori 3, calculați 21 de sute. Se pot vinde într-o zi și mai mult decât atât sunt oameni care vin în fiecare zi de mulți ani aici să mănânce în fiecare zi la aceeași ori același fel de shaorma. Se cheamă The Hunger Games. Nu, dar sunt oameni bărbați bine ca mine, sau adică nu sunt oameni grași. Când te gândești la shaormiști, nu te gândești la unul care are 200 de kilograme în viu. No. Te gândești la un om care zi de zi vine și mănâncă shaorma cu fasole, cu ceapă, cu ardei iute, cu spanac, cu fasole, cu ghimbir, cu oaie, cu carne, cu... Shaorma cu ghimbir n-am mai auzit până cu acum. Cu caise, cu pateu. Da, fii atent, haide că noi am ajuns aici și deja dacă mai stăm o jumătate de oră, geaca oricum mi-a prins miros de mâncare, deci că sunt bucătar. O să dau indiciul unde suntem, iar cât de repede posibil cel care vine primul aici și spune câștigă din partea noastră pe lângă un cadou frumos cu un rucsăcel, cu... Da. Un rucsăcel? Și urma pe care trebuie să mănânce cât poate el de repede. Noi filmăm asta, punem pe site, urcăm pe Facebook, bla bla bla, lululu, rău mă doare sufletul că mi-e foame de mor, dar nu. Așa, spune-ne indiciu. Nu, prima dată spune-ne adresa. Ce adresa aveți aici? Par n-are unde e, mă, țăracu. Stai, mă, că am uitat, am emoții de la foame, nu mai mi se alimentează creierul cu sânge. Deci suntem pe calea Floreasca. Așa. 17-19, iar șaormeria se numește Genin. No. Păi ăsta e indiciu, mă? Ce e ăsta? Nu, lasă că-i dăm alt indiciu. Deci e vis-a-vis de intrarea la oficială pe stadionul Dinamo. Exact, păi asta e. Spus că el trebuie să vină, dar el trebuie să vină cu parola pe care eu am spus-o înainte să plec, eram în radio acolo. Ce parola ai zis? Că am uitat-o și eu. Nu știm nici noi. De foame. Vine, nu, vine. Cu de toate, mănâncă, asta e parola. Exact, vine, mănâncă, pleacă, îl filmăm și toate bune, veni și noi înapoi dacă mai apucăm, cu toate că e foarte mult trafic. Mergeți la Codruț, îi spuneți cu de toate și v-ați ales cu de toate. Felicitări! Mergeți la Codruț cu de toate. Și nouă trebuie să te întorci în radio cu... 1, 2, 3, 4, 5... 6. Și să luăm Virginelu, una, că vine și el. A, 6, 7, e vorba aia, n-ai cu cine, niște șaormiști. Hai, pa!